Dar voi un pic. Dragi maramureșeni, dragi oameni bun veniți de peste tot la marea sărbătoare
a culturii populare de la Sighetul Marmației, cea de-a 42-a ediție a festivalului de datin și de obiceiuri. Privind în jurul meu, nu pot decât să trăiesc momente emoționante, dar în același timp momente de mare înălțare spirituală, pentru că bucuria Crăciunului și credința că oamenii locului ascund valorile adevărate îmi dă putere ca în numele meu, dar și în numele Consiliului Popular, a Consiliului Local, să vă spun tuturor, bine ați venit la o mare sărbătoare de suflet, bine ați venit la sărbătoarea datinilor și obiceiurilor, care arată tuturor că aici, în Maramureș, au fost românii dintotdeauna și cultivând un respect pentru trecut și pentru tot ceea ce a însemnat cultură, fie ea materială și spirituală, au dăinuit prin vremuri și au reușit să se integreze, așa cum știți, într-o Europa a națiunilor, cu nimic mai prejos decât alții, din multe puncte de vedere, deasupra altora, dar depinde de noi și numai de noi, cum vom ști să dăm viață și cum vom ști să respectăm ceea ce am primit ca moștenire de la moșii și strămoșii noștri. Cu cele mai bune gânduri și cu speranța că ceea ce n-am împlinit în anul 2010 vom putea împlini în anii care vin, încă o dată vă salut pe toți și vă spun sărbători frumoase, ani mulți și bun, ca să vă puteți bucura alături de cei dragi de tot ce înseamnă bucuria Crăciunului, bucuria nașterii Mântuitorului nostru, sfârșitul de an și începutul de an. Aveți răbdare să puteți viziona spectacolul de gală pe care îl prezintă în fața dumneavoastră 30 de formații din județ și încă 4-5 formații din țară. Le urăm succes tuturor și dumneavoastră vă adresăm rugămintea de a-i aplauda ca semn al respectului pentru înțelegerea a ceea ce știm că am fost, suntem și vom fi oameni înainte de toate adevărați. La mulți ani vă spunem tuturor!